Weekendul se află sub zodia caniculei. Meteorologii ne-au dat noi avertizări pentru sâmbătă și duminică și ne atrag atenția că temperaturile vor urca în zona noastră și până la 41 de grade. Însă codul portocaliu nu poate sta în calea distracției, mai ales dacă din rețetă nu lipsește niciun ingredient. Apa, pălăria, ochelarii de soare și multă muzică. Debarcaderul este soluția potrivită pentru a uita de temperaturi extreme după orele amiezii. Care este cea mai bună modalitate de distracție în weekend pe timp de caniculă? Atenție, după ce aceasta se mai domolește cam după orele 16-17, o plimbare cu bărcuța la debarcader. Avem apă care să mai răcorească atmosfera, muzică foarte bună care se aude în jurul nostru și putem pedala în voie atât timp cât dorim. După ce ne săturăm de pedalat și am cam obosit, putem merge la o terasă să ne răcorim cu un suc. Hai cu noi, nu e departe. După ce v-ați distrat pedalând în voie și ați depus efort sub soarele arzător, hidratarea este foarte importantă. Soluții răcoroase există și pentru cei care nu doresc să stea în aer liber. Cinematograful se numără printre opțiuni. Dacă doriți să vă distrați și să fiți totuși departe de arșița de afară, puteți face acest lucru la aer condiționat în fața ecranului gigant de la cinematograf. În acest weekend rulează filmul Destinație Finală. Pentru știri, Nicoleta Boga. I'm trying to get all the pieces of the puzzle together. It says right here in the statement, I knew it would happen. I had a vision. You knew to warn everyone the bridge was going to collapse.